Bună ziua și bine v-am găsit din nou. Iată, vă arăt o chestie care funcționează. Deci, am făcut și la stupul vertical aceeași treabă cu reactivarea mătuțelor și am zis, haideți să vă arăt. Deci, foaie construită și plină cu o... Dar altceva vreau eu să vă arăt la această colonie. Deci au luat această foaie matca, totul arată bine, dar eu am nevoie de o ramă cu puiet căpăci. Și tot în acest tub voi face și o unificare. Iată, eu caut o ramă cu puiet căpăcit. Aceasta o pun deocamdată în lateral. Iată, avem aici puiet căpăcit, da? Să mă uit un pic pe ea. Nu o să o iau pe aceasta, o iau pe cealaltă. Matca este aici. De data aceasta, dacă v-am arătat măci negre, ăsta roșii, să vă arăt una neagră. Iată, sper să se vadă undeva pe mijlocul ramei. Nu vreau să risc să cadă de pe ramă, că am mai pățit. O las aici. Deci, se găsesc în stupine și mătcuțe negre. Avem grijă să avem și negre, și roșii. Să facă treabă, nu contează. Ceea ce nu-mi place la aceasta este că e o matcă roitoare, adică a intrat în friguri, mi-a dat și ea un roi. Acum am izolat-o și pe ea lateral și acum va trebui să fac unificarea cu iată o surpriză. A ajuns o matcă, era deja omorâtă. Bun. Acum sunt și mai convins că trebuie să fac unificarea. Deci scuturăm această ramă. O scutur de data aceasta. Am scuturat-o. Evit să scutur ramele de data aceasta o să o scutur. Așa, o duc în altă parte când am nevoie. Gata, am introdus în stup.
Bun, și aici voi proceda la tehnica de unificare. Cum ați văzut, aici era o marcă care s-a răsătit și a nimerit aici. Și acum bănuiesc că a venit de la vecinul, de la acest nucleu care am vrut eu să-l fac. Dar cum am zis, scopul meu era să obțin o ramă cu miere care deja am scos-o și reactivarea măcilor care puteau să intre în friguri oricum. Acum ce se va întâmpla? Eu acum o să lunesc. Scot diafragma respectivă. Deci, scot diafragma respectivă și eu în anii trecuți am confecționat niște diafragme. O să vă arăt cum arată ea. Doar să extrag această diafragmă prima dată. O să iasă ea până la urmă. Așa. Tragem această diafragmă și introducem un alt. Eu în anii trecuți am confecționat aceste diafragme, iată cum se vede, cu o plasă antivaro. O să o introduc cât mai repede ca albinele să nu treacă una în partea cealaltă. Ok. Am introdus. Și acum cele două colonii, cei doi roișori, acesta neavând matcă, o să-l apropii de diafragmă cu totul. Și aici voi face același lucru. Iată așa. Cam în 3-4 zile o să îndepărtez diafragma. 5 zile, depinde cum o să consider eu. Deci, avem așa. Avem aici nucleul care l-am format înainte și nu... și nu s-a prins, n-a făcut matcă. Aici avem rama de la matca aceasta. O introducem. Adoc cu ei. Eu acum nu mai introduc rame, fiindcă după îndepărtarea diafragmei, o să aibă spațiu de oar suficient. O să se zică că nu are nicio logică această mutare. Ba are, fiindcă eu de aici am extras două rame cu miere. În schimb, dacă lăsam matca, îmi intra în frigurile roitului, astfel am obținut și puiet, matca reactivată, când o să îndepărtez diafragma, o să înceapă să punteze și pe celelalte rame. Acum o să apropii ramele. Prea curând nu o să... Deci de acum prea puțin mai sunt care intră în friguri, probabil cele cu un instinct foarte mare de roire.
Bun. Deci, iată așa, unim cei doi roi. Și acesta a dat și polen. Am mai dat un roi, am făcut încă un roi din el, am încercat. Deci, pe total, consider că a meritat. Aș putea forța să-i pun o foaie, dar doar de curiozitate, nu cred că... Da, voi vedea. Hai să pun o foaie. Am să-i pun o foaie, dar numai de curiozitate. Și dacă tot i-o pun, ați văzut că încă ouă în rame albe. Am să-i o introduc aici. Bun. Cam asta este unificarea. Nu mai trebuie să folosesc nimic altceva. Contactul între albina, între feromonii măcii și albinei acestea se va face prin plasa respectivă. Așa, gata, unificat. Până la următorul film, numai bine.